Salut, salut și bine v-am găsit. oameni bun la un nou episod și astăzi, știți deja ce urmează, așa că nu vă voi mai spune, deoarece devine repetitiv, dar uh, mi-este foarte foame și uh, abia aștept să mănânc. Uh, astăzi este data de 9 decembrie, așa că aici avem avem un cadou și încă ceva care nu mi dau seama exact ce este. Haideți să deschidem. Să deschidem punga și să vedem mai cu atenție exact ce am primit astăzi. Îmi place foarte mult că include o piesă din aceasta de păianjen. Cred că e prima dată când primesc o astfel de piesă. Așa arată. Dacă nu mă șel, piesa asta a fost introdusă la Nexonite în sezonul 3, dacă mi-aduc bine aminte. Însă, nu știu exact, corectați-mă dacă greșesc și hai să începem cu construcția acestui minunat cadou de Crăciun pentru că nu poate să fie un calendar de advent fără să aibă și niște cadouri. Și piesa asta pe anjen este ca un fel de fundiță pentru cadou acesta. Se pune aici și să mă uit puțin la instrucțiuni. Avem nevoie de această placă nete de 1 x 1. Ok, acesta este cadoul nostru și chestia asta la alta, nu știu exact ce ar trebui să reprezinte. Uh, trebuie să punem asta aici și avem acest dom îmi place foarte mult acest dom a, ah, oare ar trebui să reprezinte uh, art directorul lui Iron Man care a fost pus în uh, cutia aceea nu știu dacă asta ar trebui să reprezinte deși nu cred, sunt singur că ar fi folosit un print sau ceva de genul uh, pentru a reprezenta o construcție atât de atât de importante și e cam scoasă din context, adică nu are legătură, nicio legătură cu cadoul ăsta. Dar, oameni buni, acestea sunt construcțiile de astăzi. Un cadou frumos în culorile echipei Steaua București, așa cum îmi place mie. Îmi place piesa asta pe Angen, este chiar, ups, este chiar destul de utilă dacă vrei să faci tot felul de mocuri cu Spider-Man. Și să-mi spuneți în comentarii ce ar trebui să reprezinte chestia asta. Mă gândesc că ar trebui să fie arc reactorul lui Iron Man, adică inima lui Iron Man și și voi cum scria pe ea dovada că Tony Stark are o inimă. Nu știu exact dacă asta ar trebui să fie, pentru că dacă mi-aduc bine aminte era într-un fel de cutie pătrată, nu era într-un astfel de... Nu era un astfel de dom, ci era într-un fel de cutie de sticlă, dar nu știu, spuneți mi în comentarii și sunt sigur că cineva mă va dumiri. Oameni buni, acesta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți deja că trebuie să dați un like și un subscribe și noi ne auzim mâine cu un nou episod la revedere.